Între două, nu te plouă, așa spune o vorbă din bătrân, dar parcă nici bine nu ție, nu? Sau ea spune tu, Alex? Nu știu, eu aștept de câți ani pe încă cineva în stânga mea? Așa? Asta e. Dar ce faci atunci când te trezești că ai două iubite de Valentine's Day? Vă întreb eu acum că toți suntem în săptămâna iubirii. Eu zic așa, sigur intri la cheltuieli, nu glumă, da. Pentru că Valentin Samfira, că tot e un Valentin, știe cel mai bine treaba. S-a pregătit din timp pentru ziua îndrăgostiților și ziua lui, nu? Am putea spune. Păi tot un îndrăgostit e și el, nu? Și a încercat să caute cadoul perfect sau mai degrabă cadourile. Iată să vedem cum s-a descurcat Valentin la cumpărături, dacă la ploua sau nu între două. Uite pe cine am găsit aici la cumpărături. Ce faci tu la cumpărături? Păi, dar eu am venit să te pândesc. Să mă pândești? Da. Deci nu pot vedetele, să văd ce vedeta a venit, că da. Suntem, e Valentine's Day, să vedem cine vrea să-i facă un cadou iubitei. Plină țara asta de vedete, mă mai lăsați cu vedetele astea. Cumpărăm și noi, că dacă e Sfântul Valentin, știi că noi am luat tot de afară. Și sărbătorile am luat și alea bune și pe alea rele le-am luat. Trebuie să-i cumpăr ceva, iubite, că... Asta e o sărbătoare frumoasă, sărbătoarea dragostei, asta ne convine, știi? Și asta îmi convine... La Halloween. Asta îmi convine mie, că e de Sfântul Valentin și mă sărbătoresc, eu sărbătoresc... Că te cheamă Valentin, am și uitat? Ai uitat că mă cheamă Valentin, ce colegi suntem și noi amândoi. Mă gândeam că dacă e Sfântul Valentin, eu sărbătoresc și dragobetele, că sunt român și mai ales că sunt cânt muzică populară, e normal să sărbătoresc și dragobetele și Sfântul Valentin și toți sfinții îi sărbătorim, dar luna în general de acum, din februarie până în martie, sunt zile pentru minunatele noastre doamne și domnișoare. Ziua bărbatului, adică bem și noi niște păhărele care poate să ducă. Unii zic că 44, de unde? Dacă beau 4 sunt la... Sunt sub masă și pe masă, așa că mai bine hai să trecem la lucruri serioase, să vedem. Ai venit, da, mi-a șoptit mie în păsărea că tu ai și o iubită, așa, am văzut eu prin presă. Da, ai văzut în presă. Păi dacă ești aici, înseamnă că ai venit să iei pentru o fată, nu? Păi... Nu se crede, să nu ne audă cei de acasă. Am două iubite, una dintre ele blondă. Și cealaltă e blondă. Da. Deci ce crezi tu că Lisa, ce se poate? Clar, nu inel, că nu poți să iei două inele, nu merge. Păi el nu, că n-am cum să le cer pe amândouă. Mie îmi plac cerceluși, depinde ce dorește domnul să achiziționeze acum. Dore, domnul ce să? Domnul plătește și taci din gură ca să-i fie bine, domnul. Ai cardul la tine, ia zi. Ce card? Vai de cap. Am auzit că câștigi bine la anunț acolo, ai da. Din plin așa să merge. Ai câte 3 nu pe zi, te-am auzit eu la emisiune. Am și 4. Cercei din aura, cercei așa. Pe care îi por și eu, dar varianta roze. Acest talisman are și inimioare ca să tot profite. A, ceva cu inimioară, da. Perfect. Da, avem aici pe lateral, este cu email, este din argint acest talisman. Și îi puteți face și o poveste, că noi pe asta ne bazăm. Așa. Fiecare dimineață să o vedeți zâmbind. Ce frumos. Da, romantic. Dar numai bine îi spun doar povestea, că e gratis. Cred că asta merge pentru... Da. Păi de iarnă este 7999 și de vară este 5999. Deci, de George, vară e mai mult. Georgiana e de vară și Andrei e de iarnă. Te sună, iubita. Da, mă sună, da, mă sună. E și asta cât costă? Mare. Păi mesajul este gratuit, da? Și pă, distanțierul este 319. Mamă. Că asta sună bine. Iau doar mesajul. Eu sunt cam instabil sentimental și dacă se schimbă iubita până la anul, trebuie să cumpăr iar și e nasol, știi? Așa poate, știi că sunt iubite care că spui se numele atât de tare pe tine când te desparți, încât vin și ți-aduc cadourile înapoi. Stai cu inima în sus. Cum e? A cerut-o de soție. Pe Andreea. Inelul, pe Andreea. Cine e Andreea? O iau la pachet și pe domnișoara. Am lăsat haina, manet, că aduc eu banii. Hai că până la urmă l-am corupt, am reușit. Uite aici cu ce pleacă. Și vă mai așteptăm. Hai de cap. Și data viitoare poate ne oferi și nou un cadou. Data viitoare, după ce îmi plătesc datoriile pentru cadouri, ratele la bancă, haina am lăsat-o aici, măcar un pupic de la Andreea, să nu plec și eu supărat. Sfântul Valentin, Sfântul Andrei, Sfântul... Așa devine omul ateu. La revedere!